Bancul nu se face. Da, bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Sunt în OMV, merg spre Pitești. Nu era programat, dar m-am întâlnit cu niște băieți care merg și mă luau cu ei. Avem FC Argeș și Voluntari, Cupa României, semifinale. În tur a fost 2-0 pentru Voluntari. Argeșenii speră că vor întoarce rezultatul astăzi. Nu va fi ușor, dar speranța moare ultima, știți cum e. Ne vedem de acolo și sperăm să avem un meci frumos. Sper să nu fie 0-0, n-am prins niciun meci 0-0 până acum, de când fac vlog, dar vedem, ne auzim. Da, am trecut de control. E nebunie, lumea s-a mobilizat ca lumea pe aici. Mai avem un control. Mulțumim. Hai, Argeșu! Pentru băieții noștri! Pentru cele două echipe, hai băieții, hai să ceea ce Tamaș versus Gane. Tamaș a prins pe ăla, mai bătrân. Cred că și-a rupt piciorul ăsta al voluntarului, jucătorul. S-a auzit o pognitură.
Da, posibil să nu fie nimic grav. Și am revenit. Rezultat la pauză, Feșii Argeș, Feșii Voluntarii, 0-0. Hai băieții, hai Feșii Argeș! Da, pauză la Pitești, 0-0. De ce mi-era frică, de aia nu scăpăm. 0-0 ăsta, sper să nu fie primul 0-0. De când fac vlog, băie, canalul Fotbal ca pe vremuri. Nu uitați, dați și voi un like, un subscribe, să ne strânge cât mai mult și să sperăm că repriza a doua vom vedea goluri. Argeșul am jucat un pic mai bine parcă decât Voluntar, dar Voluntar ce să mai deci fundași cu linia de fund, cu trei centrali plus laterali. Cam așa se va desfășura și repriza a doua. Dar să sperăm că va deschide Argeșul scorul ca să avem un meci mai frumos. Pentru că până la urmă se joacă pentru o finală, n-ai de ce să joci la 0-0, nu? Ne auzim. Că tot vorbeam de bătrânul Ganea, tata lui George Ganea de pe teren. Ia uitați și pe bătrânul. Și acum știe lumea în Stuttgart de el când merg, am fost recent. Am întrebat de Maxim, lumea nu, Maxim. A fost un atacant, Ganea, pe vremuri, care ne-a plăcut mult. Pe el îl vrem. Da, ce să mai. Atacant de rasă. Mai bine îmi lăsa pe Ganea să bată. Șerban. Am mai ratat. Sărbătoare în rivale. Ce ratare! Miroase a fum de petarde, zici că e Revelion. Exact așa vine. Mirosul ăla. Mama!
vedea că schimbă Prepe. Bronze, Cristian Tănase. Intră și pe numărul 90, Kehinde Fatai. Șeșită pe 3, jucătorul cu numărul 4, David Mezacoli. Intră și pe numărul 21, Artur Palici. Legenda vie. Daudele. Greu. Intră 75. 0-0. Cartonaș roșu pentru jucătorul numărul 25 de echipa noastră, Dejan Dolbov. Așa se bate în școală. A dat bine. Deschide vârstăra marca pentru echipa FC Voluntari, jucătorul numărul 2, Cosmin Achim, FC Argeș, FC Voluntari, Islanda 1. Na, mă, că n-am prins 0-0 până la urmă. Ia uși. Se strigă demisia, tata. Demisia! Încă n-am prins 0-0 ăla. Nu, mă duc la demisia! Hai! Demisia! 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 Nu uitați și voi, dați un like, un share. Și mâine poate ajungem la Craiova cu Sepsi, vedem. Fugim repede la Craiova cu Sepsi. Suntem în întârziere un pic. O să ajungem posibil cu 5 minute întârziere față de startul meciului. Am plecat din București spre Craiova. A fost nebunie. De ce spun asta? Nici măcar nu m-au băgat pe Pitești, am venit pe partea asta, spre Giurgiu și apoi am făcut dreapta spre Schitu. O să merg spre Vlașca, după care ajung pe Alexandria. Deci, ce să vă mai... Asta e. Haideți că am ajuns și la Craiova, băieții. Bă, meciul a început de 5 minute. Să sperăm că nu se marchează până ajungem noi. Aglomerație mare pe aici. Pe drum, beste de la București am făcut aproape 4 ore. Dar să sperăm că nu se marchează. După care se poate marca. Ne auzim. Auzi vuietul, tot, auzi. Se aude vuietul. Hey!
prim din minutul 30. Așa ceva. Băi, bărbuți! Nu pasă înapoi la Craiova. Craiova are portar, tati. Are portar Craiova. Și gata. Parajul ei dintre lumele așa în
Înfrângere dureroasă pentru Craiova. Deținătoarea trofeului este eliminată în semifinale de Șepsi. 2-1 a bătut Șepsi la Sfântul Gheorghe, 1-0 a câștigat în această seară la Craiova pe Oblemenco. Așadar, finala Șepsi Voluntari pe 19 mai, săptămâna viitoare. Ce să mai e? Victorie meritată al Șepsi. Mă refer, calificare meritată. Victoria azi cred că era mai degrabă echitabil un egal, dar nu mai contează, oricum Șepsi se califica. Da, sper că v-au plăcut aceste două meciuri la care am fost. Nu uitați, dați și voi un like, un share și nu în ultimul rând, cei care nu v-ați abonat încă, apăsați butonul de subscribe. Ne auzim la următorul meci. Pa, pa!